Bună, sunt Mia. Plec la plajă acum și înainte să plec la plajă vreau să vorbim puțin de noi concurenți, de fete. S-au adunat câteva fete să vorbească despre mame, chiar una dintre ele, Adina, e panicată rău de tot, are o experiență foarte neplăcută cu fostele, așa zise, soacre, adică mamele iubiților care i-a avut. Două, parcă zicea. Și stătea de vorbă cu Gabriela. Gabriela se pare că n-a avut o experiență chiar așa de rea cu mama iubitului. Că spunea că se le respecte. Mie îmi place Gabriela foarte mult. Chiar o plac. O plăceam și înainte să iasă pe loc întâi mireasă săptămânii. Și spunea Adina că e panicată, că nu știe ce să facă. Are foarte mari emoții din cauza traumelor care le-a trăit. A spus, a explicat de ce, dar a mai venit încă o fată, a început să o încurajeze, că nu toată lumea e la fel. Normal că nu toată lumea e la fel. Normal. Păi, dacă a avut două soacre, așa zise, soacre rele, nu toate sunt rele. De exemplu, și eu am 4 copii căsătoriți toți. Nu mă amestec în relația lor. Un sfat, dacă îmi cere, îi dau. Dar atât. Fără să mă amestec în relația lor, pentru că e relația lor. Nici mie nu mi-a plăcut să amestece părinții mei sau ai lui în relația noastră când am avut. Așa că cel mai bine fiecare să-și vadă de treaba lui. Dacă nu merge relația, să fie hotărârea lor să despartă, nu a părinților. Asta e părerea mea. Și Simona a auzit, bineînțeles, ce au vorbit fetele, că în casă sau de tot. Apropo de apărătorul de soacre, că a venit cu o bâtă, mama Gica n-a fost de acord cu asta, chiar a comentat, parcă Gica era sau nu mai știu care, sau altă mamă, nu le știu acum, una din mame, zicea că nu-i de acord cu violența. Normal că în casa mireasa, cum ai depășit și ai încălcat regulile, gata, te descalifică, ai plecat în clipa aia, nu mai stai să te mai răzgândești, nu există așa ceva. Nu se poate cu violență, nici verbală, nici niciun fel. Nu. Au fost care au încercat, dar nu, chiar nu merge. Și Simona le-a spus și niște reguli, le-a zis reguli, pentru că conviețuind atâta lume, nu poți fără reguli. Nu fiecare face ce vrea cu votul, că nu se discută despre vot. Normal că nu se discută și noi l-am avut asta. Da. Cu votul nu se discută. Fiecare votează pe cine vrea la eliminare. La asta se referă voturile de eliminare. O să fie vineri, nu sâmbătă cum a fost până acum, și o să vedem atunci. De ce trebuie să știi de la început? Că poate să mai ieși ceva. Vineri între ora 5 și 6 după masă, pentru că au schimbat și programul, este altfel conceput. Deci, cam astea sunt regulile, sunt și altele, dar... Poți să zici, să vorbești de voturi, dar te penalizează. Îți ia din banii de la buget și nu cred că le convine. Nu le convine deloc. Și mi-a plăcut de Nisa, discuta ca fetele, că toate fetele discută, de relații. Spunea că a avut relații cu un an de zile, ea zicea doar vorbit. Cum adică doar vorbit? N-am mai auzit de relații din asta, că doar vorbit, eu vorbesc cu toată lumea, nu înseamnă că avem o relație. Eu vorbesc aici cu toată lumea, cu bărbați, cu femei, cu oricine. Înseamnă că a avut o relație, nu contează ce a avut, că n-a știut că e surat, nu cred că n-a știut. A știut, dar a avut unele avantaje de nu s-au despărțit. Într-un an de zile, cum a zis și cealaltă fată, parcă Gabriela, într-un an de zile n-ai cum să nu îți dai seama. Zicea că e naivă. Înseamnă că e foarte naivă dacă nu și-a dat seama. Nu se poate. Am pățit-o și eu. Cu mulți ani în urmă, dar mi-am dat seama. Însurații au stilul lor. Se grăbesc, se uită în continuu la ceas, la telefon, la ce se uită. Pe vremea aia nu erau telefoane, erau de-astea. Dar nu de-astea mobile. Și fiecare fată a început să spună experiența lor a ei cu bărbații. Se pare că niciuna n-a avut experiență plăcută, pentru că asta e și motivul pentru care au venit aici, să găsească băiat, să găsească bărbat sau ce vrea fiecare. N-au avut experiență plăcută. Se mai întâmplă, Inga, din Republica Moldova, a povestit și ea draba prin care a trecut la moartea tatălui, a suferit foarte mult, normal că a suferit, normal, nu. Să moare un părinte, știu din propria experiență, știu.
și că ea e în căutare de un bărbat protector. Ea simte lipsa tatălui și caută un bărbat exact ca tatălui. E normal, s-a mai întâmplat și la alții. Nu e ceva ce nu există, s-a mai întâmplat. Vorbea cu Roxana despre relațiile cu foștii. Fostul, foștii. Toată lumea are câte un fost, nu se poate altfel. Fetele nu au 12 ani. Toate au venit din alte relații. Din una sau mai multe relații. E normal, dacă ai 28 de ani sau 25 de ani sau 27 sau cât au, sigur că ai mai avut relații. Fetele acum au relații de pe la 15 ani, 16 ani. Normal. Și băieții. Nu numai fetele. Și băieții. Toți au relații. Și povestea cu acelea ar place la un bărbat. Bărbați în casă, să știți că nu prea sunt. Mai mulți sunt copii. Doi parcă sunt mai bărbați. Dar ceilalți nu cred că au venit să însoare, dar premiul și tentația banilor e foarte mare. Fiecare speră să câștige, normal, că de-aia te înscrii într-un concurs, să câștigi, nimeni nu se înscrie într-un concurs ca să piardă. Pentru asta se înscriu. Și Inga, vrea iubire. Cine nu vrea iubire? Cine nu vrea? Tot lumea vrea iubire. Cine zice, sau poate sunt unii care au ceva probleme, să zică, eu nu vreau să mă iubesc nimeni. Nu știu, eu n-am cunoscut. Poate există, dar n-am cunoscut eu. Iubirea e ceva care ne definește. Să vorbim puțin de Gabriela, preferata mea. A avut o poveste foarte frumoasă despre cererea în căsătorie de iubitul ei, cu care n-a rămas, a rămas doar cererea, foarte deosebită, neobișnuită, că a fost răpită în taxi și dusă într-o pădure și a cerut acolo de iubitul ei polițist. Să vă spun o chestie. Mie, dacă mi s-ar fi întâmplat așa ceva, aș fi spus nu. Și cu voce foarte tare. N-a fost deloc romantic. O cerere în căsătorie, după părerea mea, trebuie să fie romantică, într-un local sau acasă sau oriunde, dar niciun caz cu așa aventuri. Am mai văzut prin filme cereri deosebite. Alții cu săr cu parașuta, cum a fost în sezonul trecut, Valentin. Dar eu nu-i văd rostul. Asemenea cereri chiar nu le văd rostul. Pentru că biata fată chiar s-a speriat la început. Polițiștii, așa cum e, chiar s-a speriat, pentru că a fost, nu știu, pentru mine a fost oribil. Eu aș fi spus un nu foarte hotărât, foarte hotărât. Și aș explica și de ce spun nu hotărât. Dar mai bine că s-a despărțit de el. Cine și ce surprize îi mai făcea în caz că se căsătoreau. Tot din astea neplăcute. Valentin a primit un buchet de flori de la o doamnă Iulia. A mulțumit. Și a spus că o să-i dea Gabrielei mai târziu când o să o vadă, pentru că, după cum știți, fetele cu băieții nu stau împreună. Ușile se deschid între cele două case doar când vrea staful. Și Valentin a făcut un gest foarte frumos, după părerea mea. A spus că decât să îi dea lui cadouri și flori, mai bine să trimite într-o fundație, să doneze acolo. Pentru că el nu își dorește cadouri. Aveți linkul în descriere, linkul fundației. Buchet de flori și un mesaj din partea doamnei sau domnișoarei Iulia. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru cadoul acesta. Pe astea trebuie să-i redau mâine sau poimâine Gabrielei, fiindcă săptămâna acesta am un date cu ea. Acum văd și cum sunt îmbrăcat, îmi cer scuze că sunt îmbrăcat așa. Ce vreau să spun, deși nu vreau să par aiurea, fiindcă în mesaj s-a spus că am susținători chiar dacă nu primez nimic. Aș ruga foarte mult pe toți cei care vor să-mi trimită ceva, indiferent că sunt flori, dulciuri, haine sau orice altceva, să se gândească la suma pe care ar fi vrut să-mi o trimită și să o pună într-un cont. Codin Maticiuc are o fundație în care renovează spitalele din București, din România. M-ar bucura foarte mult să primesc un singur mesaj să spun așa, aș fi vrut să-ți iau un trandafir în valoare de 8-3, dar cei 8-3 am donat în scopul fundației. M-ar bucura extraordinar de mult și enorm de mult. Nu pot să spun că nu mă bucur, e un buchet senzațional și cu siguranță o să o bucur mâine pe Gabriela sau poimâine sau oricând o să-i dau, fiindcă acesta a fost mesajul. Iar ție, Iurea, îți mulțumesc din suflet, îți doresc tot binele din lume, ție și tuturor oamenilor, indiferent că sunt susținătorii mei sau altor colegi, vă mulțumim că ne urmăriți și fără voi nu am putea fi aici și să ne simțim atât de speciali. Mulțumesc familiei mele pentru tot, pentru cum a crescut și ce să spun, vă doresc tuturor o seară frumoasă. Dacă vă mai amintiți, în sezonul 2 care l-ați urmărit, nici eu nu voiam cadouri. Pentru că
nu aveam ce face cu ele. Și să știți că foarte multe se aruncă, mai ales florile. Și haine și toate, aproape toate, să știți că se aruncă. Eu am primit câteva. Nu le-am luat. Eu am de trecut graniță. Nu pot să urc în avionul ăsta bagaj. Și majoritatea sunt inutile. Deci, tot ce am primit, aproape nimic n-am folosit. Cel mai bine ar fi să nu mai trimiteți atâtea cadouri, că toată lumea are haine, toată lumea are în ce să încalțe, flori, doar la aniversări cel mai bine ar fi. Că o să fie și aniversări. Și mâncare au în casă. Am văzut că stafful a pus un regulament cu mâncarea, ce să trimit și ce nu. Asta se știe. Cam atât este. Mare grijă la cadouri.